Conturi și pariuri din Anglia și Olanda 2 pentru azi 1 aprilie pe biletul zilei, dar v-am pregătit și un bilet cu o tă mare. Haideți să vedem ce meciuri am ales azi și mai ales de ce. Ne oprim prima și prima dată în Olanda 2, acolo unde Emen întâlnește Groninger. Dragi prieteni, o partidă interesantă aici pentru că echipa gazdă ocupă locul nou la un singur punct de playoff, în timp ce oaspeții ocupă poziția a treia la un singur punct de promovare. După cum urmează, m-am uitat un pic la viteza în benzi și bineînțeles la statisticile pe corner și văd că MN cedează în medie 5,39 lovituri de colț în acest sezon adversarilor. De partea cealaltă, Groningen, v-am mai explicat eu despre ea, este echipa cu cea mai mare medie de lovituri de colț obținute în acest sezon de Olanda 2. 7 cornere pe meci obține fosta echipă a marelui atacant Arian Robben. Așadar, mizez aici pe un peste 4,5 cornere în dreptul lui Groninger la o cotă de 1,42 42 pe care o recomand și ca pontul zilei. Merge mai departe în Anglia League One, acolo unde Carla întâlnește pe Lincoln. Dragi prieteni, lucruri interesante și aici pentru că au mai rămas câteva etape de jucat aici, ultimile șase etape. Lincoln ocupă poziția A6 a șasea din pre-off și bineînțeles se bate cu încă patru formații la acest loc care ar putea duce în play-off și implicit la promovare. De partea cealaltă întâlnește echipa de pe ultimul loc cu 27 de puncte. Este ca și retrogradată, ar trebui să câștige toate cele șase etape rămase, iar cele 5 echipe de deasupra ei să nu mai învingă aproape deloc. Deci, practic, este uh, imposibil. Dacă ne uităm în ultimele 10 etape jucate, vedem că Carlai are un golaveraj Negativ 12-20 și a obținut doar 7 puncte. De partea cealaltă, Lincoln este echipa cea mai informă în ultimele 10 etape, bineînțeles cu un gol excelent, 26-3 și 26 de puncte obținute. În mod normal, Lincoln va trebui să câștige acest meci fără nicio problemă, mergând să a acoperit pe un pauză sau final 2 la o cotă de 1. -2. 50. Și în fine continuăm cu ultimul meci de pe bilet. Este vorba despre duelul dintre Ipswich Town și Southampton. În Championship este o mare bătălie la promovare. Ipswich Town Locul 1, 84 de puncte cu 39 de etape jucate în timp ce Southampton, 37 de etape jucate cu două mai puțin, deține 74 de puncte. Practic, dacă-și câștigă meciurile, ajunge la doar 4 punctele în spatele lui Ipswich. Așadar, un meci ce-ar putea fi decisiv pentru promovare. Însă, atenție mare, am ales acest meci pentru că Southampton, este echipa cu cea mai mare medie de cornere obținute în Championship și dacă ne uităm media sa este incredibilă 7,92 de lovituri de colț obținute pe meci de partea cealaltă East Wing Town cedează o medie de 5,23 cornere la fiecare 90 de minute scurse mă aștept la un meci dominat categoric de Southampton și bineînțeles la finalul partidei să obțină cel puțin 5 cornere iar cota este de 1 45. Cota finală a biletului Superbet pentru azi 1 aprilie este 3.08, dar mergem mai departe pentru că vreau să vă arăt și biletul de la strategia două goluri în prima repriză, o strategie pe termen lung care... Știți cu toții, ne poate aduce un profit uriaș dacă toate meciurile din această competiție se vor termina 2 plus goluri în prima repriză. Știu că este greu, dar cu timpul nu se știe, poate în 10, 15, 25 de ani vom putea prinde acest bilet și chiar și atunci vom avea un super mare câștig. Dragi prieteni, așa arată biletele de azi. Nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile. Mă